Salut! Bine v-am regăsit în săptămâna 23 de sarcină. Astăzi am fix 23 de săptămâni. Practic am intrat în luna a 6-a, adică începând cu săptămâna 23 până în săptămâna 27 inclusiv, sunt în luna a 6-a. Despre această săptămână pot să vă spun că a fost una horror, deci a fost cea mai urâtă săptămână din toată sarcina de până acum. De ce spun lucrul acesta? În primul rând, dorm foarte, foarte, foarte prost, adică am avut nopți în care am dormit 2 ore. Noaptea trecută am dormit 45 de minute, adică este foarte, foarte obositor, nu mă odihnesc. Și din cauza aceasta, a doua zi mi-este rău, am grețuri, amețesc. Nu am chef de nimic, nu am chef de nimeni, sunt mai tot timpul supărată. Am avut și grețuri puternice, dar probabil tot din cauza oboselii. Am avut și câteva episoade așa de leșin, adică pur și simplu simțeam că nu mai am energie în picioare și trebuia să mă las jos, indiferent unde mă aflam. Chiar dacă mai aveam 2 pași până la pat, de exemplu, nu mă riscam să încerc să ajung până la pat pentru că nu aveam nicio garanție că voi reuși. Și sincer, mi-era frică să nu cad și să mă lovesc, mai ales la burtă, nu? Deci, da, cam asta este despre această săptămână. Mâine am control, voi merge la medic. Și, mă rog, oricum nu mai am nicio speranță sau nu mă mai gândesc neapărat foarte mult la faptul dacă vom afla sau nu vom afla sexul copilului. Încerc să mă gândesc la alte lucruri pentru că voi fi iar dezamăgită în cazul în care nu se va putea spune ce este. Așa că mă voi axa mai mult pe aceste probleme de somn, de greață, de amețeală. Voi încerca să vorbesc cu medicul să vedem, poate îmi recomandă ceva care să mă ajute să mă odihnesc. Pentru că așa nu mai pot continua, adică mă simt lipsită total de energie. Și problema este că adică, nu dorm din cauza, adică, nu, cum să vă spun, nu sufăr de aceste insomnii sau nici nu știu cum să le numesc din cauza că aș dormi prea mult ziua. Pentru că nici ziua nu dorm mai mult decât dormeam săptămâna trecută, de exemplu, și totuși noaptea mă odihneam destul de bine. Adică dacă dormeam 4, 5, 6 ore pe noapte era foarte, foarte bine. E, acum am ajuns să dorm 2 ore, 3 ore și cum v-am spus, noaptea trecută 45 de minute. Așa. În rest, pofte nu pot să spun că am avut, deși soțul meu a observat că am luat tot ce era cu zmeură. Deci mi-am luat compot de zmeură, dulceață de zmeură, iaurt cu zmeură, dar nu a fost o chestie pe care eu am conștientizat-o sau am făcut-o cu intenție, să-i spun așa. Pur și simplu mă uitam așa pe raft și astea îmi plăceau, astea mă atrăgeau. Și da, m-am axat foarte mult pe zmeură această săptămână. Ce ar putea să mă mai spun? Cam asta este. Adică nu am avut chef să fac mai nimic, nu am făcut sport, nu... A fost o săptămână foarte, foarte urâtă. Dacă am văzut eu bine pe când acum am cântărit de 2 ori, să fiu sigură, m-am îngrășat undeva la vreo 200 de grame, adică am 56,2. În talie am 75 de centimetri, adică plus 1 față de săptămâna trecută, iar în jurul buricului am 86 de centimetri, tot așa, plus 1 față de săptămâna trecută. Deci, cum spuneam, pe cântar arată că m-am îngrășat decât vreo 200 de grame. Deci, totuși, eu mă simt foarte greoaie, foarte... Simt că m-am îngrășat mult mai mult. Dar probabil și din cauza oboselii simt lucrul acesta. Mă simt așa că mă mișc foarte greu, mă mișc mai mult în reluare. Și ca să nu vă mai spun că am avut și înțepături, așa simt, am simțit înțepături în gustică. În special în partea de jos a abdomenului și
fetele de pe forum au spus că este în regulă, că se mai întâmplă, că nu trebuie să mă sperii. Dar totuși vreau să discut cu medicul și despre acest lucru, pentru că nu mi s-a mai întâmplat până acum și sper să nu fie vreo problemă sau ceva la mijloc. Plus de asta, în zilele în care mi-a fost foarte, foarte rău și bebele era foarte agitat, adică îl simțeam așa că dă din picior ușe, mai mult decât dădea într-o zi în care eu mă simțeam bine, de exemplu. Da. Cam asta este tot ce îmi vine momentan în minte. Și acum vă voi arăta burtica. Deci, așa se prezintă ea la 23 de săptămâni din față. Dintr-o parte. În cealaltă parte. Așa. Și cam așa arată ea fără hăinuche. Și din ce am observat, eu cred că bebele a coborât un pic, pentru că v-am spus, loviturile simt tot așa în partea de jos a abdomenului și foarte puțin le mai simt sus. Așa că nu știu să vă spun exact ce se întâmplă, poate vedem mâine la ecografie dacă este sus sau jos. Da. Cam atât. Bun. Asta este pentru săptămâna 23 de sarcină. În cazul în care, știu și eu, o aflăm dacă vom avea fetiță sau băiețel, probabil voi mai face un filmuleț scurt în care să vă spun acest lucru, dar sincer, cum v-am mai spus, nu îmi fac mari speranțe în această privință, nu, încerc să nu mă mai gândesc la acest lucru, ci doar să merg la control, să văd dacă totul este în regulă și atât. Bun, ne vedem săptămâna viitoare, la 24 de săptămâni. V-am pupat, pa, pa!